Federația Română de Atletism a programat la finalul acestei săptămâni finala campionatului național rezervat juniorilor 2, la care vor lua startul și atleți de la liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău și Clubul Sportiv Școlar Zalău. Probele din cadrul campionatului național de atletism rezervat juniorilor 2 se vor desfășura pe perioada a două zile, mâine și duminică, fiind așteptați peste 150 de atleți la toate cluburile din România. Și Zalăul va avea reprezentanți la acest eveniment, urmând să fie prezenți atleți de la Clubul Sportiv Școlar Zalău și liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău. 13-14 iunie la București se desfășoară finala campionatului național de junior 2. Noi, liceul sportiv, vom pleca cu un efectiv de 8 sportivi. Sigur, șansele la medalie sunt ale sportivului Marian Cătălin, care este și cel mai titrat sportiv de la liceul nostru și cel mai talentat sportiv. El are șanse să ia medalie și la proba de 5.000 și proba de 3.000. În prima zi, sâmbătă, se aleargă 5.000 dimineața. O să vedem tactica cursei pe care o facem la acest campionat. Dacă sportivul din Rădăuță aleargă 5.000, sigur că o să-l placez în spatele sportivului și să ducă cursa cât poate. Bătaia va fi pentru medalia de aur între el și sportivul din Rădăuți. Acum o să vedem ce se va întâmpla. A doua zi va alerga proba de 3.000. La proba de 3.000 sperăm să-și facă un rezultat mai bun. Sigur că el are record personal, 8.51 în acest an realizat la Cluj. Săptămâna trecută am alergat la campionatele naționale școlare, unde Cătălin a realizat un timp de asemenea bun, sub 9 minute, 8.56. Acum sperăm să realizăm un timp mai bun, să alergăm sub 8.50 și să luăm medalie și acolo. În rest, ceilalți sportivi participă, sunt în primul an de junior 2, să-și facă recorduri personale. Avem sportivi de valoare și acolo, este vorba de Berbenții Raul, Meleg Adrian și celălalt Cozorici Ciprian. Păcat că sportivul Meleg Claudiu, care este medaliat la campionatul național de sală în proba de 3.000, s-a îmbolnăvit, a contractat un virus, un streptococ și neapărat trebuie să facă tratament o lună de zile. Este o mare pierdere, dar noi sperăm în toamnă la campionatul național de cross Claudiu să facă o cursă bună și împreună cu echipa să ne situăm pe podium. Prima reuniune va începe mâine dimineață la ora 8 cu marșul feminin în proba de 5.000 de metri, urmată de marșul de 10.000 de metri de la masculin. Vor mai fi probe de ciocan, săritura în lungime, săritura cu prăjina, 5.000 de metri plat feminin și masculin, 100 de metri viteză și 400 de metri, 1.100 de metri garduri, triplu salt, aruncarea greutății și a suliței. Naționalele vor continua duminică, începând cu ora 9, cu proba de 400 de metri garduri la feminin, iar ultima probă este programată la ora 11.50, ștafeta de 1.000 de metri la masculin.